Voastră foarte bine la motivele pentru care să mergeți la urne și la candidatul pe care să-l votați. Să vă gândiți la cum arată orașul sau comuna în care locuiți, cum e cu apa caldă, cu drumurile, cu canalizarea, cu traficul, cu poluarea, dacă primarul actual mai poate rămâne în funcție sau trebuie schimbat. Și mai ales, cum ar arăta lucrurile, cum ar arăta viitorul localității voastre dacă ați sta degeaba o rundă, dacă am mai pierde încă 4 ani. Ca atare, doar voi puteți vorbi despre politică și vă puteți gândi în următoarele 48 de ore la cine corespunde profilul lui de administrator de secol 21 pe care vi-l doriți. Noi astă seară o să discutăm despre subiecte la fel de importante, demisia șefei DIICOT și pensionările pe bandă rulantă ale șefilor din jandarmerie implicați în reprimarea din 10 august, evoluția pandemiei, felul în care se învață sau nu de la distanță, și aruncăm o privire și asupra complicatului peisaj din jurul nostru în estul european. Începem. Vorbim mai întâi despre implicațiile demisiei procurorului șef al DIICOT. Georgiana Hosu a plecat după ce soțul ei a fost condamnat în primă instanță la 3 ani de închisoare cu suspendare. Stabilitatea instituției este acum cea mai mare provocare, spune ministrul Cătălin Predoiu. Doamna Hosu a fost preocupată din ceea ce mi-a spus și cred că asta este adevărul, sunt convins, de a nu pune la îndoială niciun fel credibilitatea instituției. Și cred că asta este o probă a faptului că e un caracter puternic și că, într-adevăr, a pus în centru atenției sale și acțiunii sale mai presus chiar de cariera sa DIICOT. Conducerea DIICOT va fi asigurată în continuare de către procurorul șef adjunct DIICOT. De altfel, Cătălin Predoiu susține că cel mai important acum este stabilitatea instituției, a anchetelor și a dosarelor. Trebuie să trecem peste acest moment, nu este simplu, este un moment delicat, dar am foarte mare încredere în maturitatea procurorilor care compun parchetele din România și îi invit încă o dată pe această cale să fie combativi în a combate toate formele de criminalitate, de infracționalitate. Fostul polițist Dan Hosu, soțul șefei DIICOT, Georgiana Hosu, a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic și instigare la folosirea de informații care nu sunt destinate publicității. Sentința nu este definitivă. Georgiana Hosu a fost numită de președintele Klaus Iohannis la șefia DIICOT în luna februarie. Ramona Ursu, redactor șef ziare.com, bună seara! Bună seara! Stabilitatea instituției, dar nu numai, și o decizie a președintelui, nu, care e pusă acum sub semnul întrebării și care a fost comentată foarte mult la vremea respectivă, și pur și simplu profilul de procuror al doamnei Hosu, nu? Sunt în discuție în momentul ăsta. Da, toate astea pe care le-ai spus tu la un loc și să ne aducem aminte că atunci când a fost numită doamna Hosu, să ne aducem aminte de acea decizie, mă rog, recomandare a CSM, care spunea că doamna Hosu nu se califică pentru acest post de procuror șef al DIICOT. Însă, așa cum domnul președinte ne-a spus la acea vreme, a preferat alte motive, susținând că este capabilă doamna Hosu să conducă DIICOT. Din păcate, pe doamna Hosu a ajuns din urmă păcatele, după cum spun inclusiv magistrații primei instanțe, judecătorii primei instanțe, păcatele soțului ei, astfel că nici nu cred că se putea pune problema altfel decât să-și dea demisia din această funcție. Pentru că, bineînțeles că nu poate fi considerat vinovat soțul dumneaei în acest moment, fiind vorba despre o decizie care nu este definitivă, dar cred că toată lumea poate înțelege că la șefia parchetului antimafia nu poate fi un procuror asupra căruia să planeze niște suspiciuni de genul acesta. Deci, indiferent de ce spunea sau făcea președintele Klaus Iohannis, care a zis că niște măsuri vor fi, presupunem că doamna Hosu, și dacă era alt președinte și dacă nu băga nimeni de seamă de la Cotroceni acest episod, tot ar fi trebuit să facă ceva, nu? Pentru stabilitatea parchetului. Bineînțeles. Cred că fără să fie rugată sau fără să fie sfătuită, trebuia să fac asta, ai obligația să faci asta, pentru că totuși vorbim, cum spuneam mai devreme, despre parchetul antimafia. Nu poți fi la șefia și nu cred că nici la șefia unui parchet minor din orice localitate din România. Cu atât mai puțin vorbim despre DIICOT, unde totuși sunt instrumentate niște dosare foarte grele, niște
dosare care țin și de siguranța statului, astfel că cine este acolo este bine să nu aibă nici o pată sau o suspiciune asupra lui. Iar dacă în final, bineînțeles, se va dovedi că soțul doamnei Hosu nu este vinovat, nimeni nu poate opri pe dumneaei să se califice pentru alte poziții similare. Dar în acest moment mi se pare prea periculos și oarecum imposibil pentru o țară care a luptat niște ani buni pentru justiție, o țară care face parte din Uniunea Europeană și cred că se găsesc suficient de mulți procurori care să nu aibă astfel de semne de întrebare asupra lor și care să conducă parchetele din România. E interesant că această demisie a doamnei Hosu vine nu din cauza motivelor care, mă rog, îi fuseseră alăturate în momentul numirii. Prestația discutabilă în cazul Caracal a parchetului pe care le reprezenta atunci în calitate de procuror șef adjunct și de purtător de cuvânt, mă rog, legat de ancheta respectivă și în general de felul în care DIICOT a gestionat anumite cazuri. Cam asta îi se reproșea atunci doamnei Hosu în societatea, în spațiul public. Astea au fost ridicate la momentul respectiv, dar, cum să spun, erau niște, să spunem, și păreri pro și contra asupra acestor lucruri. Bineînțeles că CSM-ul a spus că nu e în regulă să fie, adică nu ar trebui să fie la șefia DIICOT, dar pe de altă parte am înțeles și argumentele președintelui la acea vreme, care ne-a adus aminte de faptul că CSM nu întotdeauna a făcut cele mai bune recomandări și că în final poate să aibă un punct de vedere conform legii. Da, doamna Hosu a demisionat, dar nu același lucru intenționează să-l facă șeful jandarmeriei române, colonelul Bogdan Enescu, care alături de alți doi foști șefi, colonelul Ionuț Cătălin Sindile, un nume cu rezonanță, cu siguranță, pentru urechile publicului în legătură cu 10 august, și generalul Constantin Florea, toți trei sunt urmăriți penal de DNA pentru uzurparea funcției. Dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, mai precis sunt acuzați că au încasat ilegal aproape 80.000 de lei pentru ore suplimentare, ore suplimentare puse din burtă, ca să înțeleagă toată lumea. Era vorba de drepturi bănești în sumă totală de 79.850 de lei, reprezentând ore suplimentare, fără vreo justificare legală bazată pe vreo dispoziție a vreunui șef și fără vreun temei care să justifice caracterul operativ sau neprevăzut al activităților desfășurate, spun procurorii. Iar domnul Enescu a zis că nu e cazul aici să se gândească la o demisie, adică stabilitatea instituției aici nu e pusă în discuție. Da, ei, avem pe de-o parte, în cazul soțului doamnei Hosu, deja de o decizie a primei instanțe. Oarecum semnele de întrebare sunt un pic mai mult ridicate în această cauză, dar bineînțeles că șefii jandarmeriei cumva a ajuns în România, apropo de ce m-ai întrebat că nu se pune în discuție, cumva în România a ajuns obișnuit să nu mai aibă acel simț al profesiei, tot felul de șef de instituție asupra cărora planează niște acuzații. Despre șefii jandarmeriei știm de săptămâna, de zilele astea, că au fost puși sub acuzare, adică e deja un pas în plus în cercetarea penală. Nu vorbim încă despre o decizie a instanței, pentru că dosarul nu este încă în instanță, dar chiar și așa, cred că niște șefi de instituții care ar ști ce înseamnă instituția respectivă și care ar avea un pic de respect față de colegilor și față de societatea pe care o reprezintă, să facă un pas, hai să nu spunem în spate, dar fă un pas lateral din acea funcție până îți reglezi situația. Însă, cum spuneam, nu mă mai miră deja, pentru că constatăm că orice li s-ar reproșa șefilor instituțiilor din România, rar, nici nu mi-aduc aminte acum o demisie de onoare. Adică ajung la niște puncte limită unde oarecum sunt forțați, pentru că, iată, doamna Hosu e de apreciat că nu a trebuit să facă lumea presiuni foarte mari ca să demisioneze. Dar totuși a ajuns până într-un punct în care cred că mai mult de atât nu se putea merge într-o societate totuși care mai este cât de cât pe picioarele ei în democrație. Da, dar dacă nu se poartă instituția demisiei de onoare,
în jandarmerie și poliție se poartă pensionarea anticipată, că același domn Sindile, care face parte din cei trei urmăriți de DNA, s-a pensionat recent pe caz de boală la 42 de ani. Cumva reconfirmând toate anecdotele, ca să nu zic bancurile, care circulă în spațiul public despre acești funcționari din Ministerul de Interne care se pensionează foarte, foarte devreme după ce își începe activitatea. Da, dumneavoastră este aproape de seamă cu mine și deja este la pensie, mă gândesc că mai am vreo 30 de ani, cred că, de muncă. Dar înțeleg că este bolnav, nu știu exact cauzele bolii, sper să nu aibă ceva din ca urmare a evenimentelor din 10 august, când foarte mulți oameni au fost sufocați în Piața Victoriei. Ce pot să spun? Este, cum spuneam un pic și mai devreme, este oarecum de așteptat ca... Adică nici măcar nu ne mai așteptăm la ceva bun din partea șefilor instituției. Ne așteptăm ca atunci când asupra lor planează ceva, fie să rămână neclintiți, așa cum am avut, iată, cazul Dragnea, unde am stat 3 ani și până nu a intrat în pușcărie un lider de partid, dar și șeful uneia dintre cele mai importante instituții din România, respectiv Camera Deputaților, nu s-a întâmplat nimic. Probabil că este deja un model în care lumea, pe de-o parte, s-a obișnuit, sau partea populației s-a obișnuit să spună, ei, ok, încă unul care este acuzat de ceva, lasă-l că doar nu a omorât pe nimeni, lasă că doar... Deci încă am învățat un pic din spiritul civic, dar nu cred că populația a învățat suficient de mult, astfel încât presiunea să existe cu adevărat asupra acestor șefi de instituții, să nu mai caute tot felul de exituri din aceste funcții atunci când au probleme. Acum poate domnul despre care vorbim are cu adevărat niște probleme medicale și facem noi un proces de intenție. În acest caz... avem niște motive pentru care facem asta, și anume că șefii jandarmeriei în ultimii ani nu doar că ne-au dezamăgit, că asta ar fi ultima problemă, ci chiar au sfidat de-a dreptul populația și bunul simț în foarte multe situații. Noi aici vorbim de acești oameni care au fost inițial parte din acest dosar legat de evenimentele din 10 august 2018, după care au fost scoși, după care s-a revenit asupra deciziei, adică a fost decizia de neîncepere a urmăririi penale, a fost infirmată și așteptăm cu toții să vedem din ce punct și în ce fel se va relua această cercetare și în ceea ce îi privește pe șefii jandarmeriei, nu de către parchetul militar. O să vedem ce va spune o instanță și să nu uităm că dosarul 10 august, apropo de scoaterea, mă rog, despre, de clasarea cauzelor pe aceste personaje. Să nu uităm că acest dosar s-a desfășurat în felul ăsta la DICOT, apropo de doamna Hosu, de care vorbeam un pic mai devreme. Exact. La momentul ăla, cred că doamna Hosu ar fi avut suficiente motive să demisioneze din funcție. Dar, repet, nu mai am foarte multe așteptări, nici eu, așa cum spun, probabil că la fel ca restul oamenilor, de la acești oameni să se clintească din funcții în astfel de momente cheie, ci când poate nu se mai poate face nimic. Ce să spun, dosarul de 10 august, suntem deja la 3 ani și ceva de la, de la acest dosar, de la, mă rog, evenimentele de atunci, de când a început acest dosar, și mă tem că va avea soarta dosarelor Revoluției și Mineriadei, pentru că n-am văzut nici despre procurori, nici, cine lucrează în anchetă, procurorii și polițiștii, și nici foarte multă voință a sistemului juridic în general, a sistemului de justiție în general, de a lua în piept toate aceste dosare și de a încerca să facă lumină cât se poate. Știi ce e interesant? Eu am auzit multă lume spune zilele astea, nu se poate. Stai puțin, de la 10 august au trecut abia 2 ani, 2 ani și un pic. Lucrurile sunt foarte proaspete. Oamenii au în continuare rănile alea, au în continuare probleme de respirație. Adică e ceva foarte, foarte aproape de noi și foarte palpabil. Dar poate n-ar trebui să uităm că așa păreau lucrurile și în 92, și în 94, și în 2000,
când distanța față de evenimentele de la Revoluție era una mult mai mică decât e acum. Nu erau 30 de ani. Erau poate 5, poate 10, poate 15 ani și lumea tot vedea cum trece un an după altul. De asta cred că e un bun avertisment pentru toată lumea să nu se bazeze pe faptul că acum vorbim despre niște evenimente foarte apropiate nouă, despre care avem, nu știu, imagini detaliate, filmate cu echipamente ultra sofisticate, telefoane mobile și așa mai departe. Lucrurile se pot tărăgâna. Da, lucrurile se pot tărăgâna și pot fi foarte, rezultatul poate fi foarte prost în final. Să te întrebăm pe oameni după 4 ani cât își mai amintesc despre ce s-a întâmplat atunci, nu? Da, exact. Dar este totuși uluitor pentru că ar trebui să nu ne amăgim cu asta că se va face totuși dreptate. Nu, ar trebui să ne dăm seama că în acest moment în care vorbim este o mare problemă cu dosarul 10 august. Pentru că, da, au trecut 2 ani, dar totuși nu mai e vorba despre, nu știu, Revoluția din 89, în care doar TVR filma ce voia și lucrurile erau foarte neclare pentru toată țara. Aici avem oameni aici care avem... au documentat, aici avem oameni care au depus pe loc plângeri, aici avem martori. Adică... Eu sunt unul dintre oamenii care au depus plângere a doua zi la parchetul general, ulterior s-a dus plângerea la parchetul militar, în calitate, m-am dus și am făcut plângere în calitate de martor al evenimentelor și am povestit și am și detaliat, am dat procurorilor înregistrări și fotografii pe care eu le-am făcut în Piața Victoriei și la fel ca mine au existat foarte mulți oameni care au făcut același lucru, nemai vorbind despre imaginile de pe stradă, despre imaginile transmise de televiziune. Probabil că există tera de informație în care doar să fii chiar de rea credință ca magistrat, să nu poți să identifici care este problema acolo. Și în acest moment, eu consider că magistrații, mă rog, procurorii care au lucrat la acest caz, o parte dintre procurorii care au lucrat la acest caz, și aici mă îndrept spre DICOT, sunt de rea credință. Noi vorbim de cei care au pus în opera asta și fără a trimite spre vreo figură politică sau spre vreun partid, totuși era și asta în discuție la un moment dat. Dacă acești oameni din jandarmerie au primit ordine directe de la oameni politici, ori iarăși dacă lucrurile se lungesc foarte mult, e destul de greu pe viitor să mai stabilești calitatea de, nu știu, autori morali sau de autori din umbră sau de păpușari, eu știu, care au dirijat această operațiune, a unor politicieni, nu? Și să-i implici în acest dosar ca inculpați. Ce să spun, dacă... E un alt efect. Exact, e un alt efect, dar mă întreb totuși cum e posibil ca procurorii să nu aibă suficiente date, adică mi-e foarte greu să cred că nu au suficiente date astfel încât să ducă o dată în instanță acest dosar 10 august. Nu ai cum. Era un eveniment care se anunțase din timp. Era un eveniment care s-a organizat public. Au existat acolo foarte multe forțe de ordine, foarte mulți oameni care din sistemul de forță al statului care au participat la acel eveniment. Mi-e greu să cred că nimeni nu a supervizat activitatea acestor oameni și că nu mai există, sau că nu au existat la momentul respectiv, că acum s-ar putea chiar să nu mai existe, suficiente informații în secolul în care trăim, care să-i facă pe procuror să deslușească ce s-a întâmplat. Dacă nu au reușit să facă chestia asta, îmi pun problema dacă totuși sunt competenți. S-ar putea să fie nu doar de rea credință, ci și incompetență. Bun, dar aici mai e o chestiune, Ramona Ursu, și anume că nu neapărat lipsa informațiilor stă în calea mersului înainte a acestei anchete, ci... Eu am vrut să fiu oarecum drăguță și să le acord... Această tergiversare și balet făcută legătură cu... Băgăm sub urmărire penală, îi scoatem de sub urmărire penală, invalidăm decizia, sigur e bine că s-a invalidat, că astfel se poate verifica mai departe dacă au vreo vină sau nu, mai stăm și ne mai gândim jumătate de an, mai facem un pas procedural, poate și ăla e invalidat de cine știe ce altă componentă a justiției și uite așa ne trezim că a mai trecut un an. Ca să nu mai spunem că dosarul a ajuns la o instanță care nu e competentă. Să spună dacă scoaterea de sub urmărire penală a fost întemeiată sau nu, sau, mă rog, felul în care s-au pronunțat procurorii din DICOT asupra acestui dosar. Și să nu mai uităm un lucru foarte important care mă face pe mine să vorbesc despre rea credință în cazul procurorilor, anume că dosarul a fost luat de DICOT de la parchetul militar
ca urmare a plângerilor făcute de către jandarmi care acuzau că ar fi fost vorba despre o tentativă de lovitură de stat și cereau DICOT să verifice parchet care se ocupă de astfel de fapte, cereau DICOT să verifice aceste aspecte. Pentru asta a luat DICOT acest dosar, în niciun caz ca să scoată de sub urmărire penală niște personaje care erau cercetate în cu totul altă cauză, fără legătură cu asta. Deci aici s-a pus din nou problema în momentul în care DICOT a dat această soluție recentă. Ce a căutat procurorul din DICOT? Să verifice niște fapte care nu erau de competența lui și nu erau, era motivul pentru care dosarul a fost luat de la parchetul militar. Asta merita o anchetă în anchetă. Aici, după exact, niște standarde. Ar merita, da. Dar stau și mă uit la sistemul de justiție din România, care este aproape în comă și unde nu mai mișcă nimic. De ce? Asta era o altă temă de discuție. De ce toată lumea are senzația asta că DNA nu face nimic în ultima vreme, că alte instituții ale statului sunt paralizate? Mai adăugăm la asta și suspiciunile de legături și unele chiar scoase la iveală dintre clanurile de interlopi și șefi din poliție sau eu știu ce alte conexiuni. Și aici tabloul unei țări care pare că realunecă, într-un fel, în relațiile alea sulfuroase, neclare, nu? De pe vremea când nu eram un stat membru al Uniunii Europene, când nu aveam un sistem de justiție și de instituții pus la punct, când eram țara nimănui. Știi, recent am discutat cu cineva din sistemul de justiție, un magistrat, și îmi spunea perioada Stănoiu, cine spune că a fost cea mai rea, se înșeală. Perioada de acum este mai rea decât perioada Stănoiu. Și încercăm de asemenea să nu trimitem la partide. De ce e mai rea? Adică ce împiedică pe cei oameni? Nu, vorbim care... despre sistemul de justiție. Nici, despre o stare de fapt în sistemul de justiție. Nu fără legătură cu partide. Pentru că se știe că acea perioadă e cumva de referință pentru felul în care era sugrumat sistemul de justiție și incapabil să miște ceva. Pentru că, de fapt, sistemul de justiție este conform legii independent, are autonomia asupra ceea ce face și în dosarele respective nu intervin politicienii sau nu ar trebui. Da. Iar aici ține de cât de solid este acest sistem și cât de curajos și bine pregătiți sunt magistrații. Dacă ei sunt bine pregătiți și curajos și își asumă meseria pe care o au până la urmă, nu contează cine conduce țara politic. Dar, apropo de ce m-ai întrebat, ăsta este sentimentul pe care unii magistrații îl au și nu e vorba doar despre o senzație a noastră că parchetele sunt în inerție și numai parchetele, ci și instanțele. Ci este un fapt. Ne putem uita la câte dosare mai face DNA. Ne putem uita la DNA Iași, care recent s-a lăudat cu niște polițiști cu un dosar cu pizza, luaseră șpagă. Păi asta este de competența de DNA. Pentru asta noi le plătim niște salarii de mii de euro unor magistrați ca să facă o muncă pe care ar putea să o facă doi polițiști și un procuror de mic parchet. Totuși, DNA a fost, cum să spun, partea de sus a parchetelor. Era vedeta parchetelor din România și... Adică se ocupa de fapte de corupție de fapte cu adevărat grele. Cu mize grele. Exact. Sigur că și să iei pizza mită e un act de corupție, nu, asta e în discuție, ci importanța, nu? În... Păi dacă asta e tot ce poate să scoată un parchet DNA din Iași, iată, dita mai DNA, dita mai județul e acolo. Dar să ne uităm la DNA București, la DNA partea centrală. Care sunt marile dosare? Că erau niște ani în care erau pe bandă rulantă totuși. Adică aproape că nu trecea săptămâna fără să nu vedem un corupt. Ce s-a întâmplat? Că nu e, putem să luăm statistici. Ok, au fost dezincriminate unele fapte, am înțeles asta. I-au mai încurcat niște... unele cazuri au fost instrumentate pe degeaba, să zicem așa, nu? Pentru că nu s-au finalizat. Corect. Da. Deci sunt și situații speciale, dar chiar nu mai există corupție în țara asta, adică trebuie să așteptăm cu un an de zile până să vedem un cât de cât un dosar. Iată, am văzut la dosarul Teldrum că tot stăm de niște ani și după niște ani abia au fost... Și explicația care să fie până la urmă? Adică ce se mai așteaptă? Că nu, nu știu, are cred... o foarte mare legătură cu viața politică, îmi imaginez, nu? Ce se întâmplă... Eu am să spun părerea mea din... Adică din ceea ce citesc și urmăresc și totuși muncesc. Părerea mea este că au ajuns la o înțelegere în momentul ăsta toți cu toți. Asta este ce cred eu despre sistemul de justiție. Pentru că nu văd, sincer, nu văd nicio schimbare. Da, asta presupune, chiar dacă ar fi așa, presupune un moment T0 de la care totuși lucrurile să reînceapă. Pentru că nu putem să
Trăim cu senzația că România nu mai există niciun fel de corupție. Cred că stau în stand-by toți. Și de acum încolo, ani de zile, nu vom mai vedea niciun fel de anchetă doar pentru că există vreo înțelegere. Nu, cred că în momentul ăsta există asta și că pur și simplu stau așa pe un oarecare blat generalizat și a găsit fiecare oarecare poziție confortabilă în sistem. Să nu uităm că salariile sunt enorme. De ce ai munci în momentul ăsta în magistratură ca să deranjezi pe unul sau altul când poți să nu muncești, să iei același salariu fără ca nimeni să-ți ceară socoteală pentru nimic? Când am văzut ultima oară că s-au luat măsuri asupra magistraților pentru că țin cu anii dosarele? Nu avem așa ceva, adică ori că țin un an, ori că țin 10 ani, nu-mi cere nimeni socoteală în final. Mă mai trage poate cineva de urechi la rapoartele alea anuale, vine presa, ne fotografiază, spunem că bine, ne pare rău, o să facem mai bine și cu asta basta. Dar nu există o răspundere majoră a magistraților în privința asta. Și îmi pare rău să spun asta, pentru că am fost unul dintre oamenii care au susținut cu adevărat independența justiției și au susținut acești magistrați. De fapt, noi am susținut pe magistrați, noi am susținut ca în țară să fie lăsată această putere a justiției independentă, să poată să-și facă treaba și în același timp să nu fie masacrate niște legi în favoarea unor corupți, în favoarea unor infractori. Asta au susținut niște oameni, iar magistrații au fost poate cei mai răsfățați dintre cei care conduc diverse sisteme din România. Să ei să nu uite cât de apreciați au fost, cât de mult au fost cetățenii de partea lor, cât de mult au vrut cetățenii. Ieșind în stradă, dând tot felul de mesaje publice, mobilizându-se niște ani la rând pentru a ține totuși departe o putere politică față de, mă rog, a lăsa acest sistem de justiție independent, pentru ca acești oameni să-și facă treaba. Să nu uităm de momentele în care magistrații erau aplaudați că ieșeau pe treptele parchetelor sau ale instanțelor și arătau și ei, unii dintre ei, că vor să fie bine. Mă întreb ce s-a întâmplat totuși cu ei? Adică unde a dispărut, pentru că legile nu s-au schimbat într-un anume fel de la momentele alea, nu-i împiedică, teoretic, nu-i împiedică nimeni acum să-și facă treaba, nu? Nu mai vedem niciunul că mai spune că, nu știu, din cauza acestui personaj care conduce țara sau mai știu eu ce, noi nu putem să ne facem treaba. Nu, toată lumea tace în sistemul de justiție, mai vin cu mici mize de astea și răfuieli personale și cu niște reacții anemice din punctul meu de vedere când se mai întâmplă ceva și cu asta basta. Ce se va întâmpla cu această secție specială despre care există deja acest punct de vedere că încalcă dreptul Uniunii Europene, un punct de vedere provenit de la Curtea Uniunii Europene, care, sigur, cumva ar trebui interpretat în interior, într-un fel sau altul. Părea că și ministrul justiției se împăcase cu ideea că această secție rămâne valabilă. Aici depinde foarte mult de dorința politică. Din punctul meu de vedere, secția specială, și nu numai din punctul meu de vedere, pentru că, totuși, și politicienii, și mass media, și publicul larg au vorbit niște ani despre de ce este o inutilitate și totuși o chestie diformă în sistem această secție specială. Deodată, iarăși, nu mai auzim nimic despre, domnule, de ce este rău. Aveam niște ședințe ale CSM-ului foarte aprinse. Acum am... De asta am întrebat și eu, pentru că a fost repusă pe tapet chestiunea de această comunicare, să zicem. Nu e o sentință propriu-zis, e un punct de vedere, mă rog. Tocmai din considerentul ăsta spuneam că depinde foarte mult despre de voința politică. Pentru că fără asta nu se poate desființa această secție specială, înființată totuși prin decizie parlamentară. Deci nu poți să o iei și să o desființez prin, nu știu, semnătura mea sau a ta. De asta spun că acolo este doar despre ce va decide politicul să se întâmple și se va întâmpla poate, pentru că politicul din România, și în general vorbesc, nu despre anumite partide, e învățat să stai numai cu bâta pe el. De asta magistrații ar trebui din nou să facă front comun împotriva unor nereguli. Cum este această secție specială? Dar cine mai spune în momentele astea, cine mai vorbește despre secția specială din sistem? Avem două, trei voci și alea destul de marginalizate în sistemul de justiție,
care mai spun ce ar trebui să se întâmple. În rest, unde sunt toate acele voci din sistem? Unde sunt, că poate nu mai e cazul de proteste, dar totuși să vedem că există așa un zid al magistraților care spune, domnule, de aici nu se mai trece. Noi credem că ar trebui să se întâmple asta. Uitați ce spune decizia asta. Se întâmplă sau nu? Nu. De asta spun eu că consider cumva că e un blat generalizat la care asistăm acum și sper să mă contrazică sistemul de justiție sau, mă rog, să ne contrazică faptele din România. Ramona Ursu, ziare.com, mulțumesc foarte mult. Da. Ne întoarcem în câteva momente. Vorbim despre locul pe care îl ocupă România, un loc de vârf, un nedorit loc de vârf în rândul țărilor europene în ceea ce privește impactul pandemiei de coronavirus, situație care aparent e complicată și de revenirea în școli, iată, și de aceste momente de interacțiune din perioada vacanțelor. Spre ce ne îndreptăm, aflăm imediat. Cu coronavirus internați la terapie intensivă. 508 români luptă în acest moment pentru viața lor pe paturile de la ATI din toată țara. De ieri până azi, 51 de oameni și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus, iar grupul de comunicare strategică a anunțat 1600 de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore. România este, alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Malta, România, Spania și Ungaria, una din țările cu o evoluție a epidemiei care provoacă o mare îngrijorare și riscuri crescute de mortalitate. Este avertismentul Centrului European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, instituția de la nivelul Uniunii Europene care se ocupă de ceea ce se întâmplă în acest moment cu pandemia de coronavirus în Europa. Discutăm despre toate astea cu Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Vedem în acest raport că sistemele de sănătate din, cel puțin din aceste țări menționate, sunt sub presiune, spune raportul, cu o rată ridicată de ocupare a paturilor la ATI, cu personal medical în stare avansată de oboseală și îmbunătățirile care au fost aduse managementului sistemului sanitar nu sunt suficiente ca să se evite răspândirea bolilor și decesele persoanelor vulnerabile. Noi am luat o pauză, să zicem așa, nu, prinși cu alte lucruri și lăsând lucrurile să se desfășoare ca să putem să le urmărim evoluția. Unde suntem în acest moment? Suntem la o creștere a numărului de cazuri, deci la o accelerare a pandemiei, care are la bază o accelerare a transmiterii intracomunitare. Această transmitere intracomunitară accelerată nu va face altceva decât să detecte o creștere a numărului de pacienți care vor ajunge în terapie intensivă, lucru pe care îl constatăm de la o zi la alta. Dacă ar fi să scădem numărul de pacienți care și-au pierdut viața și care au eliberat aceste paturi de ATI, vedem că în fiecare zi avem o creștere a numărului de pacienți care necesită măsuri de terapie intensivă. Ce trebuie să spunem apropo de acest avertisment pe care l-am primit din Europa? Este foarte adevărat că sunt foarte mulți factori care pot să crească mortalitatea pacienților cu COVID. În primul rând trebuie să ne uităm către bolile cronice și modul în care pacienții își îngrijesc bolile cronice. Avem foarte multe boli cronice pe care pacienții nu le îngrijesc așa cum ar trebui. Nu există un sistem de sănătate publică primară care să poată reuși să acopere toate aceste necesități. Astfel de patologii cronice netratate la timp vor epuiza rezerva biologică a pacientului. Pe de altă parte, este foarte adevărat că discutăm de performanța sistemului de sănătate publică din perspectiva dotării și din perspectiva infrastructurii pe care o avem. După cum vedeți, majoritatea țărilor est-europene se regăsesc în această listă pentru că lucrăm în continuare cu o infrastructură medicală învechită, depășită din punct de vedere științific, care ar trebui să fie înlocuită cu spitale noi. Da, pe de altă parte vedem recrudescența cazurilor și în Spania, de exemplu, e țara care spune că are valul 2, acum sigur interpretările medicale probabil că diferă. Noi susținem că ne aflăm încă în valul 1 pentru că n-a existat o perioadă în care numărul de cazuri să scadă atât de mult ca să poți să faci o delimitare între două perioade. Și atunci întrebarea mea este, în cazul României ne așteptăm la acest val 1 sau la acest unic val care să continue eventual potențat și de gripa sezonieră de acum încolo?
Da, într-adevăr există această diferență din punct de vedere al evoluției pandemiei. În țările vest-europene, în care în primăvară au înregistrat o creștere extraordinară a numărului de cazuri, aceasta a fost urmată evident de o perioadă de acalmie, care cred că a avut la bază obținerea unei anumite imunități după coronavirus în acele comunități, fapt care a determinat oprirea transmiterii virusului. În România am fost oarecum invers, în oglindă față de țările vest-europene. La început am avut o transmitere intracomunitară destul de scăzută. Abia acum putem să discutăm de o accelerare a transmiterii virusului în comunitate. Eu cred că ne aflăm în primul val al acestei pandemii, dar este foarte posibil ca acest val să fie suprapus, cum spuneați, de virozele respiratorii de sezon și să fie destul de greu să ne mai dăm seama dacă va exista și o perioadă de scădere în cazurilor de SARS-CoV-2. Pe de altă parte, înțeleg că s-a elucidat această chestiune care a tot fost vehiculată, mai ales de cei de amatorii de teorii ale conspirației, în legătură cu aceste decese, că ele n-ar fi de fapt din cauza COVID, ci ar fi din cauza unor afecțiuni, unor patologii preexistente care au fost agravate de COVID. Înțeleg că aici s-a primit un răspuns, corectați-mă dacă greșesc, că într-adevăr COVID este cel care ucide, pentru că nu doar că agravează acele patologii, dar provoacă și alte disfuncții ale organismului care duc la deces. Da, este foarte adevărat, domnule Mușa. Dacă ne uităm în aceste comunicate de la ora 13, putem observa fără niciun fel de problemă că se înregistrează decese începând chiar de la vârsta de 18-19 ani la pacienți care nu au patologii cronice, sigur, într-o proporție foarte mică. Da. Dar chiar dacă este să discutăm și de pacienții vârstnici cu anumite patologii cronice, un pacient diabetic, obez sau hipertensiv nu își va pierde viața în săptămânile următoare decât dacă se contaminează cu SARS-CoV-2. De aceea cred că putem spune că în acel moment cauza decesului a fost determinată de SARS-CoV-2. Noi am tot discutat, domnule Țincu, și continuăm să o facem, pentru că în jurul nostru sunt în continuare exemple de persoane care ignoră regulile, ba mai mult, mai nou se și adună în diverse forme de protest pentru a contesta aceste reguli în grupuri organizate. Ne-am împăcat cu ideea că, de fapt, asta e, cine va respecta regulile, respectă, cine nu, nu, și suntem cumva pe cont propriu, adică că nu se poate interveni mai mult pentru limitarea răspândirii? E foarte adevărat că nu se poate interveni, ceea ce este însă extrem de important este proporția celor care respectă și a celor care nu respectă aceste reguli. M-am gândit foarte mult dacă toate aceste proteste antimască chiar fac referire la purtarea măștii de protecție sau a respectării măsurilor sanitare. Cred mai degrabă că avem în față proteste care au un mix ideologic. Cred că sunt mai degrabă proteste antisistem pentru faptul că populația și-a pierdut încrederea în structurile guvernamentale de la nivelul țărilor care au emis aceste măsuri, nu mai doresc să le respecte. Și pe de altă parte, dacă ne uităm chiar și la Uniunea Europeană, faptul că la începutul acestei pandemii Uniunea Europeană a avut o perioadă de latență în care nu s-a implicat în criza sanitară, cred că acest lucru a determinat o scădere a încrederii populației în capacitatea spațiului comunitar de a ne păzi în fața unei crize sanitare europene. Bun, dar între timp unele state au făcut mult mai mult decât aveau. Vezi Germania, care înțeleg că are o capacitate de testare și de prelucrare a acestor cazuri și de îngrijire în spitale mult crescută, chiar și pentru nivelul nemțesc, nu, care-i dat ca reper, în vreme ce în altele totuși sunt diferențe. N-am progresat foarte mult noi, România, dacă să ne uităm așa. Sigur, am mai primit niște 10 de paturi de terapie intensivă dotate cu răspunzător. Ne-am mai îmbunătățit poate procedurile, dar probabil că nu ne putem compara cu anumite țări din vest. Este foarte adevărat acest lucru. Nu ne puteam compara cu Germania nici la începutul pandemiei și, de fapt, nicio țară europeană nu s-a putut compara cu sistemul sanitar nemțesc, care a gestionat exemplar criza sanitară și nu doar că a reușit să gestioneze criza națională de coronavirus, a întins o mână de ajutor în plin proces pandemic și țărilor din jur, transportând pacienții gravi în spitalele nemțești. Și în România s-au făcut anumite progrese, însă modeste și adaptate la particularitățile sistemului de sănătate publică, la faptul că trebuia compensată o subfinanțare cronică de peste 30 de ani, un deficit de personal extrem de important,
Aceste lucruri pozitive care s-au efectuat sunt însă modeste. S-a crescut capacitatea de testare. Ne amintim că la începutul pandemiei aveam undeva la 2200 de teste pe zi. Am ajuns, iată, la 25.000 de teste. S-a crescut numărul de paturi de terapie intensivă dedicate COVID de la 840 la peste 1000. Sunt anumite progrese, dar ele nu vor putea să fie atât de spectaculoase, pentru că sistemul de sănătate are nevoie de o reformare profundă, care va trebui să se întindă pe o perioadă lungă de timp. În același raport despre care noi vorbeam la început, al Centrului European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, se spune așa: în impunerea unor restricții stricte, care s-a dovedit o măsură efectivă în controlul răspândirii pandemiei în Uniunea Europeană în primăvara acestui an, pare să fie singura strategie care poate asigura un impact moderat, spre deosebire de unul ridicat, al bolii asupra indivizilor și sistemelor de sănătate. Ce înțelegem noi din această concluzie este că un lockdown pare până în acest moment, din tot ce am experimentat cu toții, cea mai eficientă măsură. Pe de altă parte, noi știm că nu ne mai dorim așa ceva. Știm ce înseamnă asta pentru economie, pentru psihicul oamenilor, pentru mersul societății, pentru starea de spirit. Și atunci, totuși, cum trebuie tratat avertismentul ăsta? Adică el pare ușor alarmant. S-ar putea ca lumea să se gândească, ok, într-un viitor apropiat, dacă numărul de cazuri crește, ce facem? Revenim la lockdown? Da, foarte multe țări ridică problema lockdown-ului. Marea Britanie, care chiar se opunea acestor măsuri la început, iată că este una din promotoarele lockdown-ului regional, chiar s-au impus anumite măsuri în anumite zone ale Regatului Unit. Lockdown-ul, să știți că este cu atât mai intens cu cât populația nu respectă măsurile sanitare. Deci cu cât vom avea un procent mai mare al populației care va sfida măsurile sanitare, riscul să se impună măsuri restrictive va fi mai mare, pe de o parte. Iar pe de altă parte, lockdown-ul va fi modulat și de sistemele de sănătate publică. Cu cât avem un sistem de sănătate publică mai disfuncțional, cu atât instaurarea unor măsuri restrictive va fi mai posibilă. Deci, dacă ar fi să ne uităm la variantele posibile, dacă numărul de cazuri va crește pe măsură ce înaintăm în iarnă, ne-am putea aștepta la aceste restricții locale sau regionale, de fapt. E un aspect menționat cumva întreagăt, nu a elaborat foarte mult, și de președintele Iohannis zilele trecute. Da, așa este. În mod evident, dacă discutăm de ce spuneam la începutul discuției noastre, că sistemele de sănătate sunt obosite, gândiți-vă că Bucureștiul, spre exemplu, a reprezentat și reprezintă, încă reprezintă o zonă de focar. Sistemele de sănătate și în special secțiile de terapie intensivă din această zonă sunt obosite, sunt epuizate și și-au consumat foarte multe din resursele pe care le aveau. Va trebui, dacă situația degenerează, pentru anumite zone particulare, acolo unde evoluția pandemică o va impune, reinstaurarea unor măsuri restrictive. Da, vă întrebam pentru că noi, sigur, ne-am luat cu apropierea acestor alegeri, cu începutul școlilor, cu consumatul a ceea ce a mai rămas din concediile de vară ale fiecăruia, după care, probabil, în câteva săptămâni de acum încolo, ne vom confrunta cu intrarea ușor-ușor în ceea ce înseamnă toamnă adevărată și ceva mai încolo cu iarna. Și atunci, probabil, că toate temerile noastre vor începe să crească din nou legat de ce s-ar putea întâmpla într-un astfel de mediu, nu? Gripă sezonieră combinată cu pandemia de coronavirus, combinat cu starea sistemului sanitar care trebuie să facă față și altor patologii. Și atunci cumva o să revenim la discuția aia, nu? O să începem să ne gândim ce facem de acum încolo, ce ne așteaptă, cum va arăta această ultimă parte a anului din punctul dumneavoastră de vedere, la ce ar trebui să fim foarte atenți și care credeți că va fi evoluția lucrurilor? Majoritatea specialiștilor la nivel internațional sunt îngrijorați de lunile noiembrie și decembrie, în care vom avea o suprapunere clară între virozele respiratorii de sezon, virusul gripal și SARS-CoV-2. Cel mai probabil acolo va exista o presiune suplimentară pe sistemele de sănătate și pe secțiile de terapie intensivă. Dincolo de respectarea acestor măsuri sanitare pe care le tot vehiculăm de peste 6 luni de zile și văd că din ce în ce mai greu ele sunt susținute de către populație, trebuie să luăm în calcul vaccinarea antigripală, pentru că o
îmbolnăvire concomitentă cu virusul SARS-CoV-2 și cu, și cu gripă, va crește agresivitatea celor două virusuri la nivelul organismului, pentru că ambele acționează la nivel pulmonar. Ca să nu mai vorbim de persoanele care se regăsesc în grupele de risc, persoanele vârstnice cu comorbidități, care pot fi ucise chiar de gripă. Există în fiecare an cazuri severe de gripă care duc pacienți în terapie intensivă și sunt oameni care își pierd viața îmbolnăviți de gripa sezonieră. De fapt, toată discuția, dacă ne amintim cu toții, de aici a început. Nu? La început s-a spus, oho, cât oameni mor de gripă în fiecare an și nu vorbiți despre ei și acum vorbiți despre o altă gripă care omoară un alt număr de persoane. Cred că și teoria asta a fost demontată între timp, pentru că, 1, contagiozitatea acestui virus e mult mai mare, 2, la mână, numărul persoanelor răpuse de coronavirus în mod special a fost mult mai mare decât al celor ucise de gripa sezonieră. Așa este, mortalitatea este total diferită, dar mai sunt două aspecte care, din punctul meu de vedere, diferențiază în mod net cele două afecțiuni. Faptul că la gripă avem posibilitatea să ne vaccinăm, deci în acest fel dobândim imunitate și reducem riscul de îmbolnăvire. Există și un tratament etiologic. Există medicament antiviral care acționează împotriva virusului gripal, spre deosebire de SARS-CoV-2, unde nu avem niciuna din cele două metode, nici vaccinul și nici tratamentul. Radu Țincu, vă mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Ne întoarcem în câteva momente la această ediție specială B1 TV, pentru că tot mai multe școli își mută activitatea online, mai ales din cauza apariției de noi focare. Încercăm să ne dăm seama cum îi afectează asta pe elevi, cât se învață de fapt și cum anume în acest sistem hibrid sau doar de acasă. Rămâneți cu noi!